Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Naționala României a învins astăzi cu scorul de 3-0 reprezentativa Ucrainei la campionatul european. Înaintea meciului cu România, Ucraina a prezentat scaunele de pe stadionul din Harkov distrus de obuze pentru a aminti de război. O bucată din tribuna stadionului Sonechny din orașul Harkov, distrus de bombardamente, a fost expusă la München în prezența lui Andrei Șefcenco, președintele Federației Ucrainene de Fotbal, înaintea meciului România-Ucraina de la Euro 2024. It's very significant subject for me, for all Ukrainian teams, because this is piece of the stadion Sonechny, where is during preparation of 2021 European Championship, Ukrainian team was trained, and this stadium been completely destroyed by Russian missiles. Federația Ucraineană de Fotbal a precizat că stadionul Sonechny din Harkov, în estul Ucrainei, a fost distrus de obuze rusești în 2022. Într-o piață centrală din München, refugiații și suporterii ucraineni care au condus 25 de ore din Ucraina au privit scaunele albastre și galbene, cu câteva ore înainte ca echipa lor să joace primul meci de la Euro 2024 împotriva României în oraș. Cu ocazia Euro 2024 din Germania, organizatorii doresc să evidențieze distrugerea instalațiilor sportive din Ucraina după ce această țară a fost invadată de Rusia pe 24 februarie 2022. Această bucată de tribună distrusă va fi expusă vineri la Düsseldorf, unde Ucraina va întâlni Slovacia în al doilea său meci din grupă.